Hai să vorbim puțin despre... Bun. Gata? Da. Asta să fie. Hello tuturor! Bună! Azi o avem ca invitată pe Aura Brebeanu. Lenjereasă cat and therapy, așa cum m-a rugat ea să o prezint. Bună, Aura! Îmi Bună. Pare foarte bine să te-am alături și să stăm puțin de vorba despre ideea ta de business. Mulțumesc că m-ați invitat și abia aștept să povestim. Aura a venit la noi în București după un drum destul de lung, doar pentru podcastul ăsta și apreciem foarte mult efortul pe care l-ai făcut. Acum, Aura, ca să începem treptat, să zicem, dar cu puțin, să avem așa, nu știu, ceva spicy la început. Noi am venit acum cu un concept nou în brand și în podcast. Uh-huh, uh-huh. Și o să mergem pe ideea ca ultimul invitat care vine la noi, și anume Robert Catai în cazul de față, să lase următorului invitat o întrebare la care el să răspundă. Aici fiind tu. Mi-ar plăcea să îmi spui puțin ce crezi tu că ai putea să înveți un 1% în fiecare zi, ceva nou, ce ai învățat nou, astfel încât să devii de fapt mai bună cu 1% pe zi ce trece. Cred că dintotdeauna m-am gândit la ideea de adaptare, știi? Să te adaptezi zi de zi la ce apare nou, pentru că întotdeauna găsești un lucru nou și găsești un lucru la care nu te-ai aștepta și nu știi cum să reacționezi. Și atunci asta 1% pentru mine înseamnă adaptarea zilnică. Deci, practic, în fiecare zi ai vrea să-ți aduci aminte că trebuie să înveți să te adaptezi. Da. Ca să poți să faci față provocărilor. Da, și a doua zi să fii mai bun. Adică de la, nu știu, astăzi alergi, mâine nu mai ai chef că plouă afară, te adaptezi că plouă afară și trebuie să alergi, la a posta pe TikTok chiar dacă nu te pricepi, ceva de genul. Bun, și uite, de unde vine acest termen de lenjereasă? Că m-ai făcut tare curioasă acum când te-am întrebat mai devreme. Păi lenjereasă vine de la ideea cum erau femeile în 1800 și ceva, când lucrau lenjerii și totul se lucra acasă. Și asta este și ideea cu care am început, că vrem să facem lenjerii, vrem să facem pijamale care sunt lucrate într-un atelier de femei din sat, care câteodată lucrează personalizat. Mm-hmm. Adică nu te duci la Ikea și cumperi un lucru făcut în serie, ci cumperi un lucru făcut pentru tine, special. Și atunci m-am gândit că da, sunt unărcat în terapie, dar pe de altă parte sunt și lenjereasă, pentru că măcar am bucățica aia de design pe care o am într-o lenjerie. Ok. Bun, atunci hai să intrăm puțin mai amplu în ce înseamnă cat and therapy și să vedem despre ce este vorba. Ce face cat and therapy? Cat and therapy cred că oferă stare de bine, în primul rând. Motoul nostru este stare de bine la tine acasă. Ok. Și atunci noi aducem ideea de după o zi de lucru în care ești obosit sau stresat sau vii acasă și îți pui pijamaua preferată, ajungi în dormitor unde e o lingerie fresh și crispy și deja e terapie, știi? Adică s-au mai dus din griji, doar că ești acolo unde e bine, unde e cald. Și cam asta este cat and therapy. Dincolo de ideea asta frumoasă, este un atelier dintr-un sat de munte unde lucrează 6 doamne pe lenjerii, pijamale și pe alte lucruri de casă related. Și pe un magazin online. Este un cont pe social media, este o comunitate și cred că este pasiune. De fapt, nu cred, este multă pasiune acolo. Îmi dau seama din felul în care prezinți lucrurile. Practic, e terapia ta,
Da. E ideea de la care a pornit totul. A început, da. A fost ceva ce eu zic că tu ai făcut pentru propria plăcere sau... Da, am început. Ideea e că am un trecut de corporatist. Ok. De 13 ani. Am lucrat în zona de customer care, marketing, loializare și dintotdeauna, și eu sunt destul de liberă și pentru o corporație nu poți să fii chiar liberă și să vii cu idei creative de fiecare dată. Okay. Și atunci mi-am dorit de foarte multă vreme să am un business al meu în care pot să fiu wild. Și mi-am dorit și un alt stil de viață, pentru că am un copil, și eu și soțul meu suntem foarte atrași de ideea de stat în aer liber, în natură, să mergem pe munte. Și atunci am zis, ok, ce am putea să facem să ne mutăm la țară și să avem un venit și eu să fac ceva, pentru că nu aș fi putut să stau acasă efectiv. Sau, nu știu, eram la momentul în care nu mă mai simțeam atrasă de lucru în corporație. Simțeam că până acolo a fost pentru mine. Și de aici s-a născut Cat in Therapy. Hai să vorbim puțin despre cum s-a creat echipa sau cum ai trecut, uite, de la viața în corporație, unde te-ai simțit puțin îngrădită, să zicem, la viața în care tu ți-ai luat toată puterea asta în mâini și ai zis, măi, uite, de azi eu vreau să fac acest mic business care urmează să crească și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Da. Păi povesteam până să începem cum citeam tot felul de bloguri în care oamenii ziceau, ok, mi-am dat demisia, am plecat. Da. N-am fost chiar așa, exact. A fost o pregătire destul de mare. Au fost bani pe care i-am pus deoparte pentru business. A fost susținere financiară a soțului meu, pentru că nu am plecat efectiv fără un backup, ca să zic așa. Echipa s-a creat natural și a crescut organic, adică la început au fost două doamne care au lucrat la mine în atelier. Una din ele era croitoreasa mamei, la care am fost și am zis, uite, eu vreau să fac un atelier în care să lucrăm lenjerii și pijamale, nu e complicat. Și a zis, ok, vin eu, dar mai e și cumnata mea, zic, foarte bine, haideți. Și l-am angajat undeva, cred că la 1 august am început activitatea și am început să lucrăm. Am știut dintotdeauna că social media este pârghia prin care o să reușim să avem succes, pentru că altfel am fi fost un atelier dintr-un sat din vârf de munte. La foarte scurt timp m-am întâlnit cu o prietenă care a zis, vrei să-și țin eu contul de Instagram? Și a zis, da, hai să facem. Ea este foarte pasionată, Alexandra Luca este numele ei. Am crescut ușor, dar sigur, ca să zic așa. Deja după câteva luni echipa s-a mărit la 5 doamne care lucrează. La un moment dat au fost 8. Adică, și am crescut fix din zona asta de promovare pe social media. Promovare pe care nu am făcut-o prin reclame, ci doar prin colaborări cu influenceri pe care i-am simțit noi că suntem în aceeași direcție cu ei. Și ei au simțit la fel. Uite, chiar mă uitam acum ceva timp pe conturile voastre de Instagram și chiar mi se părea că tot ce postați acolo e foarte catchy. Adică partea asta de croitorie e o zonă destul de nișată și lumea nu o consideră foarte, nu pot să zic plăcută, dar e destul de greuț de adaptat pentru social media. Da. Pentru procesul de vânzare sau măcar să-i inspiri ceva. Și atunci trebuie să fii foarte creativ pe zona asta și mi se pare că voi faceți chiar o treabă minunată cu toate videourile pe care le faceți, toate trendurile pe care le urmăriți. Postările sunt foarte catchy și, uite, cum spuneai tu mai devreme, sunt făcute exact în confortul casei ca tu să te regăsești ca și client, știi? Adică nu sunt foarte lucrate, cum să zic, ambientul e foarte transparent și modelele la fel. De fapt, noi facem îmbinăm un business și content creation, că de fapt noi mergem pe un vibe pe care îl transmitem. Întotdeauna asta primează, adică nu mergem cu uite ce lenjerie, uite cât costă, ia-o că e ieftină. Și, de fapt, uite ce stare faină îți aduce dacă ești la tine acasă și folosești niște lenjerii Cat in Therapy.
Și am păstrat foarte reală ideea de cut în terapie, adică punem din atelier, punem filmulețe cu fetele, punem filmulețe când este un dezastru total în atelier. Punem filmulețe cu cafea, gen astăzi avem cafea și da, este și o pijama cut în acolo, știi? Dar dincolo de asta, adică și suntem noi, adică acolo chiar suntem noi. Tot ce spunem și așa e de fapt ce simțim și cred că asta ne-a făcut să avem succes. Ideea de a fi tu așa cum ești, da, facem un business, dar este foarte transparent, adică tu vezi tot ce se întâmplă acolo. Și cu toate astea, ce părere crezi tu ca oamenii despre zona de lingerii, pijamale, lucruri de pentru casă? Cam cum ai simțit tu oamenii care se uitau la voi? Adică ideea e că ne-am făcut un profil de client, știi, ne-am gândit care ar fi clientul pe care, la care mergem. Și atunci am mers pe nișa asta, știi, cum ni l-am imaginat, cine e, ce face și cred că a fost destul de simplu pentru că am mers pe oameni care rezonează cu aceleași chestii cu care rezonăm noi. Și cred că a fost o surpriză, cum ziceai și tu, pentru că un atelier care face lingerii vine și îți spune despre, ia uite, am pus odată că am avut inundații în sat, știi? Adică intră și găsești chestii, găsești chestii de cum să ai grijă de lingerii, cum să îți pui cearceaful pe pat. L-am folosit pe soțul meu la un moment dat în niște rinduri. Cred că am văzut și chiar eram acele cearceafuri de alea care sunt cu elastic. Da. Alea care dau... Da, da. Sunt un calvar pentru oameni în general. Da, 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 un reel foarte drăguț în care... Cu foarte multe dubluri în spate pentru că și niște înjurături la un moment. Dar a ieșit foarte, foarte zen, da. Foarte tare, da, da, chiar. Da, da. Ăla e genul de conținut care e căutat în ziua de azi. Și voi aduceți partea asta educativă în piață, ceea ce e foarte bine. Da, cum ziceam la început, e vorba despre adaptare, știi? Pentru că ce a mers, apropo de, toată lumea vorbește despre algoritmul Instagram, într-adevăr, deci este o luptă continuă de a fi cu un pas înaintea lui, pentru că în momentul în care învață niște lucruri pe care le faci, te scoate și trebuie să fii tot timpul să fii foarte deschis și să treci de frustrarea că auleu algoritmul Instagram, el există și atunci trebuie să te joci cu el, că asta e, știi? Cu ce crezi tu că iese în evidență totuși cut în terapie față de restul brandurilor care sunt pe aceeași nișă? Dacă stau să mă gândesc, a fost ideea de comunitate și ideea de a lucra personalizat. Pentru că am început cu, nu știu, nu ai dimensiunile potrivite. Noi avem pe site, sunt dimensiunile standard, știi? Și stăm și povestim, adică cum ești, ce înălțime ai, ai mâinile mai scurte, mai lungi, mai... La lingerii la fel, știi? Adică ai nevoie de personalizare, că nu găsești, nu știu ce, cearceaf pe dimensiunea saltelei tale sau ai perne aduse din UK și atunci vrei un anumit tip de pernă. Vrei alte culori, adică am fost acolo, ideea de a fi în atelier, știi? Tu chiar dacă comanzi din, nu știu, Cluj, poți să simți că ești în atelier, pentru că eu te întreb ca și cum ai fi acolo și tu ai comanda la, Doamne, uite, vreau asta și să se întâmple asta și să fie cu nu știu ce, știi? Foarte tare. Și oamenii sunt receptivi la lucrul ăsta? Da, sunt foarte receptivi, adică cred că asta ne-a diferențiat dincolo de vibe-ul pe care îl avem. A fost ideea asta de a avea personalizat și de a te simți valorizat, adică nu ești un client care a intrat în magazin și pleacă, ci ești clientul nostru care revine și care e acolo la atelier, adică și îți trimitem cafea virtuală și îmbrățișări, știi? Da, deci oamenii practic pot să simtă că cineva îi apreciază și că... Da, 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 da. Noi avem, știi, povestim cu Babes, că asta a fost cu Babes și Babes, că a mers foarte bine. Este funny când avem clienți bărbați, știi, și etichetele noastre sunt cu mulțumim Babe. A fost un bărbat care a zis că îi se pare super tare că nu i-a mai zis nimeni Babe până acum. Da, și asta e, știi, ideea de a fi efectiv cu noi acolo și povestim, nu știu, am povestit și cum, uite, am în casă pereții gri și mobila, nu știu cum, ce să aleg, știi?
Și nu neapărat că trebuie să cumpere, adică dacă îți spun, îți dau o urare frumoasă de dimineață, zic că marți e ziua pentru zen și atât, nu spun cumpără lenjeria asta, știi? Și intri și poate te simți mai ok, adică asta zic că îmbinăm și zona de content creator și... Chiar foarte tare, îmi place foarte mult că sunteți atenți la detalii pe zona asta și într-o piață în care sunt foarte multe branduri, voi aveți creativitate pe cum să atrageți oamenii subtil și asta face diferența, într-adevăr. Știi ce am făcut? Din start am renunțat la ideea de competitivitate. Nu ne uităm în piață, gen că mai sunt încă 10 care vând aceleași chestii sau noi am mers pe ce am simțit noi și ce e ok pentru noi, știi? Și atunci cred că și asta e foarte important. Pentru că nu ne gândim, aoleu, a mai postat cineva sau are lenjeria, oare cum arată ca a mea și e un pic mai ieftină, știi? Că nu e despre asta, este despre a cumpăra și a cumpăra și energia aia bună pe care o punem în atunci când coasem. Pentru că și doamnele din atelier sunt super pasionate de ceea ce fac, adică nu este o fabrică, știi, în care pică, nu știu, ai lucrat nu știu câte ore și ai picat lată și a doua zi o iei de la capăt. Îmi dau seama, adică numai acum când povestești, deja încep să văd atelierul vostru așa cu voie bună, da, și cu muzică și cu cafea și cu... Este, da, da. Un vibe de ăla foarte primitor. Ce poți să-mi spui despre, uite, despre materialele din care le faceți, din care faceți toate și lucrurile și pijamalele și... Lucrăm cu materiale 100% naturale. Adică bumbac, viscoză, mătase, nasturi de lemn. Am încercat să găsim producători în România, dar nu există sau dacă există, nu știu, sunt unii singuri care au niște prețuri foarte mari pentru că lucrează manual și e un alt domeniu acolo. Materialele vin o parte din Turcia, o parte din Franța. Le luăm prin furnizori și ideea e că am încercat să nu aducem, adică nimic din, nu știu, poliester sau că tocmai asta e ideea. Noi lucrăm în zona aia în care pielea e foarte, foarte aproape de produs și atunci trebuie să fie materiale de calitate în care să te simți bine că, când dormi, să respire pielea și ideea e că noi creăm comunitate, adică după ce ai luat un produs de la noi să vrei să mai iei încă unul sau să ne recomanzi prietenei cele mai bune și să zici, băi, chiar sunt mișto că le-am testat, știi? Și atunci nu facem rabat de la calitate, adică niciodată nu stăm să... Că poate, nu știu, niște materiale sunt mai ieftine, nu asta e ideea, ideea e să fie de calitate. Da, pentru că jonglați practic cu pielea omului, da, și atunci... Da, 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 asta... da. Au existat totuși cazuri în care ați avut, din care ați avut de învățat pe partea de materiale, cum sunt ele, ce culori se folosesc, poate, nu știu, au fost anumite plângeri sau oamenii v-au dat feedback din care ați învățat? Mai să știi că nu avem, adică am avut situații în care, nu știu, n-au fost spălate corespunzător sau decolorat sau s-a întâmplat ceva. De fiecare dată am luat înapoi lenjeriile și după o lună și ceva, că ideea e să te simți ok. Adică, da, au fost situații în care, nu știu, uite, am avut, a folosit cearceafă și a zis că e nefolosit, știi? Adică mai sunt situații de genul ăsta, dar am preferat să le luăm înapoi, să le schimbăm și totul să fie ok. De exemplu, am avut cliente care au folosit foarte mult balsam de rufe. Dacă folosești balsam de rufe la lenjerii, instantaneu se, nu știu, fac niște dungi, știi? Adică asta e. Și atunci le-am luat înapoi, dar le-am și povestit, uite, ce să folosești, cum să folosești și chiar am primit feedback super pozitiv că, băi, am schimbat detergentul și e super fain, adică chiar nu mă așteptam la chestia asta, știi? Dar, în general, sunt puține cazuri. Ok. Uite, chiar acum mi-a venit o idee și voiam să te întreb care ar fi unul dintre tips and tricks-urile pe care ai putea tu să mi le oferi ca și consumator mie sau ca și client când vine vorba de materiale, de cum sunt ele curățate, spălate, întreținute, cam ce ar fi cel mai important?
Cred că foarte important este detergentul pe care îl folosești. Noi recomandăm detergenții naturali. Nu am făcut colaborări cu vreo anumită marcă, dar am recomandat marca pe care o folosim noi și merge foarte bine. Și niciodată folosi balsam de rufe, pentru că se îmbâxesc foarte tare așternuturile. Fiind bumbac, na, fibră sau in sau natural, ele absorb particulele din, lenor sau ce folosește fiecare. Și atunci important este să faci niște pași din ăștia, să schimbi gen, să pui bicarbonat de sodiu și oțet alb. Și arată perfect de fiecare dată și se și simt foarte bine. Și miroase a curat, nu mai miroase a... Poți să pui, de exemplu, niște picături de ulei din ăsta aromatic și ai și mirosul dacă îl vrei, știi? Noi mergem pe ideea de înlocuit lucrurile spre natural, pentru că, na, din nou, este vorba de pielea ta, știi? Și important e să fie cât mai... naturală tot procesul. Da, cât mai apropiat. Cât mai apropiat de da. Să nu schimbe pH-ul pielii. Exact. Da. Știu că voi nu faceți risipă de materiale atunci când croiți. Din câte am înțeles, voi folosiți absolut orice, pentru că, din nou, sunteți pe partea de sustenabilitate. Sustenabilitate, da. Este o direcție de care suntem super mândre. Și eu pot să zic că sunt super mândră, pentru că de 3 ani nu am aruncat absolut nicio bucată de material. Asta este cea mai tare chestie pe care am făcut-o. Am pornit de la ideea de sustenabilitate și atunci am fost așa, ok, ce putem să facem ca să nu ajungă o groază de material la gunoi, pentru că știm că nu se reciclează. Dar eu... zona textilă este horror, adică ce se întâmplă acolo. Și atunci, din bucățile mai mari, facem săculeții de ambalare, pentru că toate produsele vin în săculeții reutilizabili. Etichetele le brodăm noi în atelier și, din nou, sunt bucățele mici de material care rămân. Și din bucățile cele mai mici sunt tăiate în fire și sunt lucrate, sunt croșetate în covoare, în perne de yoga, în am făcut poșete, porfarduri, adică foarte multe, costere de pahare, de farfurii. Și mai avem și zona de jucărele, în care, din nou, avem niște pernuțe gen jucărele, care sunt umplute cu biluțe hipoalergenice și sunt foarte drăgălașe. Adică tot păstrau. Știm că dacă avem comandă de un covor, un covor înseamnă 3 saci de resturi, știi? Și la un moment dat, nu știu, mai aveam vreo 30 de saci, acum nu mai avem atât de mulți, pentru că și în procesul de croire, adică doamna care croiește încearcă să folosească toate bucățelele astfel încât să generăm cât mai puțin deșeu. Cum a fost să discutați practic cu echipa voastră aspectele astea de nimic nu se aruncă, mergem pe a folosi tot, adică și ei au fost receptivi la rândul lor? Da, pentru că noi crescând organic și venind cu femei care, unele dintre ele nu au lucrat niciodată, dar au mare nevoie de un venit constant, și le-am și povestit de la început, adică totul este foarte transparent la noi în atelier. E, nu știu, suntem o echipă, asta e clar, știi? Și atunci, și ele au fost foarte deschise, adică nu li s-a părut zici, prostie asta, știi? Să stai să faci, nu știu, preșuri, cum făcea mamaie, da. Știi? Da. Și au fost super deschise. Chiar una dintre fete mi-a adus la un moment dat și mi-a dat ideea cu covoarele, pentru că o vecină de-a ei făcea covorașe din astea de baie, din tricouri vechi, știi? Și am zis, zic, da, ce, noi nu putem să facem chestia asta. Și atunci, din asta s-a creat... zona asta de reciclare, știi că na, la covor chiar intră foarte multe
resturi. Și sunt super deschise. Au învățat Instagram, au învățat că apar pe Instagram tot timpul și sunt semi-vedete, știi? Și sunt foarte deschise, adică le place și așteaptă acum. Suntem în zona de TikTok și una din fete era să nu lăsați copiii să uite pe TikTok, că mi-am descărcat TikTok-ul și ce acolo? Deci, da, și-a descărcat TikTok-ul, adică... E un pas în plus, da, adică... Da. Și-au făcut conturi de Instagram ca să urmărească ce se întâmplă pe Coton, da. Deci, sunt super deschise. Deci înseamnă că multe dintre idei vin in-house, adică... Da. Da, da, da. Și când fac designul unui produs, mă consult cu cel puțin cu doamna care croiește, pentru că ea știe toate detaliile. Adică eu am niște idei, dar unele s-ar putea să nu meargă în practică. Și după aia vin cu idei de îmbunătățire, pentru că au văzut că, uite, asta, dar mai trebuie nu știu ce să mai... Și e foarte fain, adică eu mă simt foarte bine când stau în atelier, e, nu știu, și aflu de la ele lucruri, știi? La un moment dat au zis că o să mă pun în mașină ca să învăț, dar mi-e frică, mă acâmpă în mașină. Ești creierul din spate, cum ar veni. Și ai și tu de învățat la rândul tău, da, cu partea de practică. Da, da, da. Asta e foarte interesant, că practic înveți ceva nou în fiecare zi de la oamenii din echipa ta. Chiar m-am gândit la un moment dat că, apropo de viața de antreprenor și ce înseamnă ea, este neapărat că nu ai timp, dar nu ai timpul de a te simți confortabil, știi? De a te plafona. Pentru că, de exemplu, când lucram în corporație, știam ce am de făcut, aveam ședințe, programul era stabilit, nu mergea azi, mergea mâine, sau era echipa. Întotdeauna la mine a fost, era echipa care făcea chestii și când ești antreprenor și trebuie să le faci mai pe toate, te forțezi. Eu, în general, nu sunt o persoană neapărat focusată, dar să nu am răbdare. Și atunci am învățat să am răbdare. E exact treaba cu de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Da, da, da. Mi-am creat mediul în care mi-am, nu știu, dus multe limite sau m-am uitat la niște chestii care nu-mi plăceau neapărat la mine. Acum tu, dacă ești conștientă de ce lucruri mai ai de îmbunătățit la tine... Să știi că pe viitor probabil o să trebuiască să lucrezi și la alea. Câteodată mai repede decât mai târziu. Vorbim puțin și pe partea de antreprenoriat și de ce challenge-uri ai întâmpinat în procesul tău de creștere și de trecere de la un angajat la a fi antreprenor. Cred că zona asta birocratică, am un contabil care este foarte ok și care mă trage de mânecuță de fiecare dată, pentru că sunt în dezastru când vine vorba de facturi, de acte. Nu mi-au plăcut niciodată și nu-mi plac. Și când e vorba de lucru cu statul român, este foarte complicat și trebuie să te asiguri că ai toate hârtiile, că ai toate ștampilele, că totul este ok. Și zona asta încă mi se pare complicată. Cred că e o chestie pe care o am eu efectiv, că după atâta vreme ar fi trebuit să mă obișnuiesc. Și cred că, dincolo de euforia asta și că îmi place ceea ce fac, este și partea financiară pe care trebuie să o gândești și să te asiguri că e totul ok. De exemplu, anul ăsta când prețurile materialelor s-au dublat aproape, o vreme am mers din inerție și am zis, hai că nu e chiar așa de rău, pentru că nu-mi pusesem cifrele pe hârtie. În momentul în care le-am pus pe hârtie, mi-am dat seama că e rău. Și atunci, dacă făceam lucrul ăsta cu, nu știu, 2-3 luni înainte, era mult mai ok. Altfel, acum, din vară, ar trebui să muncesc mult mai mult. Și asta e ideea, de a fi acolo și de a fi prezent și să, când e bine, să muncești în continuare, pentru că binele merge doar dacă este întreținut, dacă nu începe să se ducă în jos, știi? Și atunci e foarte important să fii acolo și dincolo de vai ce frumos și ce-mi place, este să ai și partea practică în care să știi, ok, au crescut prețurile, eu trebuie să ajung la nivelul ăsta și să-ți asumi că ai crescut, știi? Adică, ok, lenjeria s-a costat atât pentru că, și noi am mers pe social media și am zis, știu că am crescut prețurile, dar le-am crescut pentru că și avem nevoie să fim în continuare, că de fapt asta e ideea. Deci, practic, niciodată nu trebuie să lași garda jos când veni. Și mi-ai zis tu mai devreme că
oarecum s-a întâmplat lucrul ăsta pe social media și mergea, mă rog, ți s-a părut ție că merge foarte bine pe social media, așa că ați lăsat-o puțin moale. Da. Și atunci te-ai trezit la realitate că... că nu merge și că exact. Ideea e, știi, că neapărat că tu nu ai comunitatea, tu ai comunitatea care ar fi acolo, mm-hmm. dar algoritmul nu te mai lasă să ajungi la ei, știi? Exact. Și noi, eu cu Alexandra undeva vara asta sau până în vară, în fine, am fost, n-am chef, tu n-ai chef, bine, ia, las când postăm astăzi, la, știi? Hai, spunem niște story-uri. Uh-huh. Și nu e așa, adică tu trebuie să fii acolo și să fii prezent în fiecare zi, să-ți pui povestea în fiecare zi uh-huh. și să înveți. Adică este o învățare permanentă, că știți despre ce vorbesc uh-huh. apropo de social media. Și acum, și să fii early adapter pe cât posibil, pentru că facem tranziția către TikTok, nu neapărat că puteam să o facem mult mai devreme, dar acum am învățat cât de cât să, știi, să pot să fiu acolo ca să zic că da, ok, începem să construim. Bine, TikTok-ul e și pretențios, e foarte pretențios. Da. Dar, dar e de învățare, știi, și ideea e să fii prezent înainte ca TikTok-ul să împingă neapărat zona de antreprenoriat, că bănuiesc că o să meargă în direcția aia și atunci e bine să fi construit ceva, să fi fost cât de cât, să ai o bază, decât să o iei de la zero în momentul în care sunt alți câți milioane înaintea ta, știi? Este vreun lucru pe care l-ai învățat tu sau l-ați învățat voi de la comunitatea voastră? Păi cred că... învăț în fiecare zi, ca să mai vorbesc la plural, că sunt convinsă că și Alexandra a învățat foarte multe chestii. Învăț de la modul de comunicare, adică cum e ok să comunicăm, ce le place, știi? Adică care e direcția în care mergem, că poate eu, nu știu, nu sunt atât de pisicoasă, de exemplu. Vocea este. Eu nu sunt... dar e o direcție care ajută și care creează confort, știi? Am învățat pe zona de produse. Uite, mi-ar plăcea să... O clientă a zis, băi, mi-ar plăcea super tare să faceți o pijama neagră. Și eu am zis, neagră, nu știu, parcă... Dar a zis, hai să facem. Este pijama care se vinde cel mai bine, știi? God. O altă clientă, da, ne zice, vreau prosoape de la voi. Facem prosoape acum, știi? Și recunoaștem chestia asta, adică nu, vai, m-am trezit eu și am avut o idee de business. Nu, este o clientă care s-a gândit la asta și mulțumim super, super tare, știi? Adică, cred că chiar creștem împreună și creștem și pe ideile clientelor noastre, care sunt în general cele mai faine, adică chiar sunt idei super faine. Știi, atunci îți dai seama că aparții unui grup sau că, uite, ai avut o contribuție și tu ca client și automat susții brandul ăla și mai tare, dar și tu ca brand că practic îți dai seama că munca pe care o faci se duce la cineva care te sprijine, așa ca o relație. Da, uite, stăteam să mă gândesc apropo de asta, am o prietenă pe care am cunoscut-o prin cadrul Coton, a fost clienta noastră și acum suntem prietene foarte bune. Ea este capitan de vas petrolier. Este foarte tare. Foarte tare. Da, sună foarte, foarte tare. Este, da. Da. Și ne-am împrietenit vorbind efectiv pe Instagram și am mai povestit și am mai, știi, am tot vorbit. Avem invitații să mergem în Italia, la Milano, să mergem la cafea la o tipă cu care colaborăm acum, care ne face poze, știi? Adică zona asta de comunitate online transcede câteodată, știi? Că, na, suntem oameni, știi, în principiu, dincolo de un nume care apare pe Instagram. Legat de social media, că aici e partea cea mai interesantă din brand. Ce ți se pare că prinde cel mai bine la public? Cred că ideea... Mă uitam la un moment dat la cineva care făcea niște reels-uri superbe. Mamă, deci erau atât de frumoase și atât de lucrate și mă gândeam cât timp investește omul ăla și nu era, cum să zic, nu avea un reach foarte mare sau vizualizări foarte multe. Noi am făcut un filmuleț cu Mircea, soțul meu, care punea un cearceaf care are 1 milion de vizualizări. Eu personal m-aș fi uitat la filmulețele cu natura și cu dronă și cu, mamă, ce mișto, dar nu, știi? Ideea, cred că prinde foarte tare ideea de practică,
Adică, uite, faci asta, se întâmplă asta. Și zona aia de viață reală. Că, na, până la urmă asta căutăm, știi, ne place, da, arată bine, este frumos, e totul ok, dar pe de altă parte, știi, sufletul tău rezonează la chestii pe care le poți face și tu și de aia zona de how-to este întotdeauna super căutată, știi? Pentru că poți să-l salvezi pe mai încolo și să-ți aduci aminte, măi, uite, am învățat de la... Și poveștile în care nu-ți ies lucrurile, știi, că și astea sunt. Și cred că asta e direcția, ce am observat eu, știi, din ce m-am mai uitat. Și ce-a prins și la noi, de altfel. Și dacă e să mergem în extrema cealaltă, ați avut vreo postare sau o idee, o campanie, ceva, pe care ați gândit-o foarte, foarte bine și n-a ieșit? Sau n-a avut triciu pe care l-ați vrut voi? Nu știu neapărat. Cred că ce m-a frapat pe mine a fost trecerea aia în care puneam niște poze drăgălașe și aveam foarte multe vizualizări și comentarii și toate cele. Și dintr-o dată s-a rupt, adică de la 1000 am ajuns la 100 și ceva de de like-uri sau ceva de genul, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, băi, stai că nu mai merge, știi? Și ce nu mai merge? Că nu-mi dădeam seama ce nu mai merge, că, de fapt, mersese bine până săptămâna trecută. Da, și nu neapărat campanii, că... În general, funcționează, știi? Pentru că noi, fiind un business mic, nu facem reduceri foarte des sau și atunci când facem, merge foarte bine, pentru că, na, lumea așteaptă, nu sunt niște prețuri foarte mici și când sunt reduceri se simt. Dar cred că zona asta de content, știi, în momentul în care, de fapt, adaptarea nu s-a făcut foarte repede. Și atunci m-a frapat și am zis, nu fac eu ceva bine, adică s-a întâmplat ceva cu modul în care scriu sau până să-mi dau seama că, de fapt, uite, nu mai ajung la toți urmăritorii la care ajungeam acum 2 săptămâni sau acum 1 lună. Cred că în direcția asta, că altfel mi-aduc aminte, nu știu. Da, poate sunt, uite, că mă gândesc că fac un filmuleț care mi se pare că arată foarte drăguț sau așa și nu ăla prinde, prinde următorul în care n-am investit foarte mult timp sau imaginație. Deci e, n-aș zice bazat pe noroc, dar pe timing, pe... Da, e important că, uite, de exemplu, eu postez undeva după ora 8 seara. Ok. Între 8-8 jumătate. Am încercat să postez mai devreme, am postat la 7. Nu e același rici. Ok. Am încercat sau, nu știu, duminica dimineața merge. Mm. Dar duminica dimineața nu postez. Știi, adică, da, e de învățat. Mie mi se pare că trebuie să fii foarte atent și să înveți, cum ziceam, știi, de la o zi la alta. Adică astăzi merge ceva și ai văzut că merge, mâine merge și a treia zi, dar a patra sigur nu mai merge și trebuie să fii iarăși în... să fii acolo, știi? Vă propuneți să vă duceți și în altă nișă, în afară de a face pijamale și lucruri din acestea de casă? Deocamdată nu, mai ales nu vrem să diversificăm și să... Lumea trebuie să știe foarte clar, adică mi se pare că nu trebuie să ai foarte multe produse pentru că zăpăcești, că dacă avem și lingerie, avem și rochii de zi, avem și paltoane și pijamale, e deja prea mult, știi? Și atunci ne propunem să rămânem pe ideea asta de lucruri pentru casă. Mi-ar plăcea la un moment dat să merg poate în direcția de covoare, țesute, dar cu altă linie de business, adică să fie total separate, știi? Dar pe zona de cut and therapy să rămână ceea ce e acum, pentru că e ok și na, pe de altă parte pijamale, lingerie, ar trebui să ai nevoie de ele pe perioadă îndelungată, știi? Voi livrați în toată țara? Da. Și în străinătate. Livrăm în UE, da. Așa, și livrăm în toată țara, da. Avem 24 de ore, orice colț din țară. Și oamenii din afară sunt, cum să zic, interesați de ele sau sunt? Pentru că noi am ținut contentul în română. Am început, cred că inițial începusem și cu engleză, după care ne-am gândit, păi nu cred că reușim, adică nu avem energia necesară și na, sunt eu acum, adică nu e ca și cum e o echipă foarte mare și eram eu și Alexandra, adică în principiu... Totul in-house. Da, echipa era cam mică.
Și nu puteam să susținem, adică promovarea internațională e diferită și atunci știi și NISA e română, engleză, că e cam, site-ul este și în engleză și în afară livrăm către români, adică avem clienți care cumpără din afară, dar sunt români. Tot prin recomandări. Cred că prin recomandări am ajuns, da, asta e clar, pentru că noi am crescut efectiv din recomandări. Și ai observat ceva în comportamentul consumatorilor? De exemplu, le cumpără pentru ei, le cumpără pentru alții? Au fost lucruri din nou care poate atunci când ți-ai făcut un plan, lucrurile astea te-au surprins cumva? Adică nu te așteptai ca oamenii, nu știu, să cumpere pentru a le da mai departe? Da, să știi că avem clienți, cliente fidele, avem și bărbați, proporție de 10%, cred, okay, care sunt foarte picky. Aha. Da, ne e frică de el. Deci este foarte distractiv. Dar, în general, cumpără pentru ei, după care cumpără pentru cadouri și sunt cadouri din astea pentru că, na, nu știu, de sărbători, de, pentru cununii, pentru nașă, pentru, știi, mai ales că noi personalizăm, adică putem să brodăm inițialele, să, e un cadou personalizat, știi? Și na, o lenjerie pe care clar nu o găsești pe piață să o cumperi direct, adică chiar... Și nu știu dacă m-a surprins neapărat, că n-am mers în, da, am văzut care e clientul, dar nu am mers în direcția să mă duc foarte, foarte deep în business plan, okay, pe care l-am făcut, știi? Am zis că ok, mă pot și adapta, pentru că pe de altă parte a fost o chestie de încep, nu pun foarte mulți bani ca să nu fie o dezamăgire. Dacă funcționează, funcționează, nu mă gândesc la altceva. Și din nou ajungem la zona de adaptare, că de fapt asta e, știi? Oricum, tu ai avut viziunea că o să iasă ceva mare, poate nu a fost gândit în detaliu. Da, cred că trebuie să ai așa o chestie, adică cred că în zona de antreprenoriat și ce am văzut eu alții antreprenori, e trebuie să ai așa o doză de, neapărat nebunie sună mult, că nu e ideea de, dar cred că trebuie să ai un pic de încredere mai mare față de ceilalți, pentru că altfel dacă începi și pui pe hârtie și pui și pui și pui, nu te mai apuci, pentru că nu, calculele nu ies, adică nu ies niciodată așa cum ți le-ai făcut, știi? Deci trebuie să fii super răzbătător, să mergi pentru ideea ta, să fii ăla care o duce mai departe. Da, da. Și să simți că e ok ceea ce faci, știi? Adică să nu devină o corvoadă, că dacă devine o corvoadă, nu mai iese. Și din nou e foarte important să ai susținerea financiară, pentru că altfel dacă nu ai, cum să zic, dacă stai și te gândești, băi, mâine ce mănânc și trebuie să mă întrețin și familia, cred că devine foarte dificil să fii antreprenor, știi? În momentul în care știi că ai plasa aia de susținere, că dacă luna asta este ca naiba, atunci stilul tău de viață e același, cred că poți să faci business mai ușor, știi? Nu-mi dau seama, s-ar putea să fie și când chiar trebuie să provide food, cum ar veni, știi? Probabil că, da, poate, nu știu, faci mai multe chestii. N-am idee, dar cred că stresul ăla nu ajută, pentru că e zona de creativitate, știi? Pentru că nu mai procesele de companie în care totul se întâmplă și dacă nu iese, aia e, știi? Trebuie să te adaptezi la jumătate de lună, că, băi, strategia nu e bună deloc, hai să facem alta de la zero. Foarte frumos ai spus, au fost niște insight-uri pe care și eu le-am trăit le-am văzut la mine, le-am trăit pe propria piele și le tot observ în jur. Asta partea cu creativitatea care este omorâtă de fiecare dată de stres, de calcule, da, de cifre, de... Da, da, da. Asta da, e foarte adevărat. Și vreau să te întreb, uite, eu, de exemplu, dacă tu ești mintea creativă și tu ai zis că faci design-ul pentru fiecare lenjerie, pijama, ce mai e pe acolo... Eu dacă vin cu un design al meu, poate fi implementat? Adică faceți și lucrul ăsta de, uite, clienții vin cu designul sau cu ideile și vin către tine, Aura, aș vrea o pijama care să arate fix așa. Da, facem, pentru că tocmai asta e ideea de atelier în care vii, știi, vii la croitoreasa, care, cum te duceai cu mama sau cu bunica, nu știu. Și facem, am făcut de la rochii din mătase, de nuntă, da. Asta e, nu facem în general. Da, dar excepție.
la berze care se atârne pe pătuțul copilului, la un, da, un pinguin care se arate ca un pinguin. Asta a fost ideea. Un pinguin care se arate ca un pinguin. Ok. Adică să fie cât mai, știi, realistic. Și da, și facem. Adică, clar, modificăm culori. De exemplu, o pijama neagră, nu-ți place negru, dar noi avem lila și nu mai știu ce culori care îți plac ție, personalizăm. Deci personalizarea cred că e cuvântul de bază. N-am zis niciodată nu la nicio chestie. Pentru că putem să facem și noi, nu lucrăm în linie și ne lucrând în linie ai foarte mare libertate, știi? Adică poți să lucrezi cam absolut orice. Foarte tare. Chiar îmi place. O să mă gândesc că am văzut niște lingerii de pat cu fundițe la un moment dat. Mi s-au părut foarte frumoase. Acum că ai zis de cei 10% care sunt bărbați și mă gândesc la cele fundițe și ai zis că totuși ei sunt picky, sunt curioasă cum le văd ei. Să știi că avem feedback foarte bun apropo de jumătatea masculină care a încercat lejeia și că da, mai cumpărăm. Soțul meu, de exemplu, nu înțelege, adică de ce să dai banii pe lejerii? El nu este client, clar. Dar nu, în general bărbații care comandă, uh-huh, ori le e frică, ori au listuța bine pusă, știi, și sunt așa și să aibă 37,5 înălțime și nu știu cât și să fie așa și să scrie nu știu cum, da. Îi vedem acolo, știi, exact cum ai zis tu cu listuța, că vin de la doamne, păi vreau să arăt așa, da. Da, am avut, mi-am adus aminte acum și mi se pare interesant, un bărbat, un domn așa, trecut de 50 de ani, care a vrut să vină la noi în atelier să se convingă că existăm cu adevărat. Wow. El vrea să cumpere niște lingerii, dar era foarte teamă că sunt de fapt lingerii, că toată lumea vinde chestii aduse din China, știi? Și că de fapt asta e povestea noastră frumoasă și că de fapt noi nu avem atelier și doar le ducem din China și le revindem. Da, și l-am invitat în atelier, a venit din Pitești special, adică a făcut ceva drum ca să vadă și acum este clientul nostru fidel, pentru că ne-a văzut că existăm și că și lucrăm, adică. Da, uite, asta e una, o arie pe care aș vrea să o mai dezbatem, pentru că foarte mulți chiar fac lucrul ăsta, adică le cumpără, să zicem, de la angro, lingerii, mă refer la cele care sunt așa mai de dimensiuni mai mari, și le promovează pe social media acolo unde totul arată frumos. Arată foarte bine, da, și de fapt noi ne promovăm și cu poze de la clienți, știi, e foarte important pentru noi să primim poze ca să vadă lumea că de fapt așa sunt și în realitate, știi, că nu le-am făcut noi frumos și le-am photoshopat și că de fapt când le primești nu e ce ai văzut în poză. Și apropo de China, uite, o situație, apropo de o situație neplăcută pe care eu nu am diluit-o corespunzător, e că chiar de curând am luat o comandă de la o firmă mare pentru 5.000 de bentițe din astea de machiere, o chestie. Ok. Și, mă rog, am făcut 5.000, pentru noi înseamnă foarte mult, am povestit cu ei, le-am dat multe, totul ok, a fost super bine. Și ne-am apucat de lucru, am făcut vreo 1.300, le-am livrat și ne-au sunat că nu mai vor pentru că în China găsiseră mai groase, mai nu știu cum, mai la, știi? Și pentru că nu am făcut contract cu ei inițial, pentru că am zis ok, am povestit, merge și e totul ok. Din păcate a rămas cu o groază de material, bine, ne-am descurcat și na, cu o gaură de bani destul de mare, știi? Pentru că, na, și ideea a fost, băi, știați unde veniți să faceți comandă, nu suntem în China, nu ne dorim să fim în China și nu ne dorim să fim tratați ca atare, pentru că discuția a fost, știi, adică, ok, dacă ai vrut în România și prețul era foarte mic, adică a fost cel mai mic pe care l-am permis noi, știi? Dar, na, asta e situația, dar am învățat că atunci când diluiești cu firme mari, trebuie să fii cu contract, să fie totul ok și să stabilești, adică să fie totul trecut acolo, pentru că nu merge situația altfel. Pentru că din gură în gură nu merge, mai ales, da, uite, exact partea de logistică, partea strategică, asta mai de hârțogăraie, cum s-ar spune. Da. Asta da. Trebuie să fie Da, point. Și asta e un lucru pe care l-am învățat, știi, pe care, na, data viitoare, clar, o să aplicăm corect. Dar, din nou, n-am mai făcut business până acum, știi, și este un learning process îndelungat, adică, cred că și după ceva ani mai mulți tot o să ai de învățat de fiecare dată când e vorba de business. Ce sfat ai da cuiva care ar vrea să înceapă un business, poate pe zona asta de croitorie și design?
Sau pe altă zonă? Sau pe altă zonă. Cred că o să zic pe altă zonă și după aia o să zic specific, pentru că sunt lucruri. Ideea e că cred că dacă îți dorești foarte tare și simți că e pentru tine, să pornești. Știi? Să ai un capital, să ai ceva bani puși deoparte, să zici, băi, uite, nu știu, încerc. Cred că încercarea înseamnă un an de zile, pentru că până într-un an de zile nu-ți dai seama dacă funcționează sau nu funcționează. Adică tu nu te aștepți că lansezi un business și luna viitoare ești celebru. Multimilionar. Multimilionar, știi? Sau poate da, nu știu, dacă ai știut să investești în cripto atunci când a fost cazul, nu știu. Dar altfel, cred că trebuie să pornești și să nu-ți faci toate, cum să zic, și să nu fie totul la milimetru, pentru că nu există, știi? Și chiar dacă ai tot planul foarte, foarte bine pus la punct, realitatea te bate de fiecare dată, pentru că o să te întâlnești cu statul român care o să spună niște bețe în roate multe și o să vezi că, de fapt, clienții pe care i-ai gândit tu poate nu sunt exact cum i-ai gândit și tot așa. Adică sunt foarte multe variabile pe care nu ai cum să le pui în ecuație până nu ești acolo și nu practici. Și atunci ideea e că trebuie să te apuci. Asta e primul pas. Eu întotdeauna am fost adepta primului pas, că l-ai făcut pe ăla primul și după aia trebuie să mergi și descoperi la un moment dat că nici nu poți să fii, știi, să tot insiști dacă nu ai văzut că nu ai niciun licăr de speranță. Știi? Și legat de specific zona asta, eu cred că e foarte importantă povestea pe care o spui. Aici e, asta te diferențiază, pentru că sunt foarte multe magazine online cu tot felul de la hăinuțe, la tot ce vrei. Și atunci povestea și povestea să fie reală, adică nu să fie o poveste frumoasă pe care o spui, ci să fie povestea ta și de ce faci lucrul ăsta și să se simtă de fiecare dată, știi? Cam asta a funcționat la noi, știi? De fapt. E întotdeauna povestea vinde. Asta e un, asta e, așa e brandul, asta e, cum să zic, asta ar putea fi baza unui brand. Și mai ales transparența, cum zici tu, să te regăsești oarecum tu ca și om care dă scroll pe Instagram, să te regăsești ca fiind parte din poveste. Da, și să înțelegi ce cumperi, știi? Pentru că tu vezi un preț și vezi și zici, bă, ce scump sunt ăștia sau bă, ce ieftin sunt, dar de ce sunt așa, știi? Și de fapt dezumanizează tot procesul și în momentul în care tu o vezi pe, nu știu, Mimi de la mine din atelier, care ea chiar lucrează, îi vezi mâinile și așa, știi, simți că de fapt a fost un om, nu a fost o mașinărie, nu a fost cineva dispensable, știi? Adică, ok, nu mă interesează. E, da. Că știi, oamenii se uită la produsul din care iese, da, dar nu se uită și la, da, procesul, nu, din spate. Nu văd povestea, știi? Și atunci e trist, mai ales în zona de industrie textilă, pentru că tu nu-ți dai seama că îți cumperi un, nu știu ce, de ăsta fast fashion, în care de fapt în spate este un copil sau o întreagă fabrică de femei. Care în... stau și, da, mingălesc acolo, da, la, da, la o mașină și, da, exact. Și ați avut, de exemplu, uite, pe partea de preț, plângeri sau oameni care n-au înțeles de ce costă atât, n-au înțeles beneficiile, n-au văzut procesul ăsta din spate. Să știi că nu ne-a zis nimeni niciodată, bă, dar că sunt scumpe. Nu sunt nici scumpe, adică dacă pui calitate, preț, sunt acolo. Și nu am avut, pentru că asta zic, ne-am adresat unei nișe de clienți. De exemplu, n-am mers, uite, am avut la un moment dat niște produse pe EMAG, am început atunci la început, știi? Le-am scos pentru că nu suntem în zona aia de a vinde pe EMAG sau, știi? Și mergând pe o nișă, adică ți-asumi că e cineva care își permite să cumpere produsul tău. Pentru că altfel, da, într-adevăr, adică, na, sunt oameni care, nu știu, trăiesc jumătate de lună cât costă o lejerie king la noi sau ceva de genul, știi? Și asta e realitatea, dar pe de altă parte, na, lucrăm la nișa pe care am văzut-o noi. Da, de ce magul nu a funcționat? Oarecum nu lua și din... Lua foarte, da, lua, este și un... fi pe care îl percep ei, care este foarte mare și, na, este o zonă în care, nu știu, EMAG-ul e deja în zona aia de personalizare totală. Exact, știi? Foarte multe lucruri puse, da, acolo, grămadă, da, 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 deja, da, nu mai pui preț, te, da, rupi, da, de povestea, exact, voastră pe care încercați, da, da, să o crediți, da, da, și o crediți, da, așa, da, frumos. Da. Deja și atunci... ajungea un...
Da, erau printre altele acolo, da, exact. Și așteptările, de exemplu, să primești foarte repede și la noi nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că noi lucrăm manual totuși și le lucrăm în urma comenzilor, pentru că fiind multe personalizate, nu lucrăm pe stocuri, știi? Îi spunem, te rog, de cum livrați voi produsele? Folosim modalitatea clasică în care ambalăm produsele în cutii de carton, dar nu folosim plastic absolut deloc, pentru că produsele sunt ambalate în săculeții care sunt din bumbac. Și din această vară, împreună cu fetele de la Recreate, am introdus sistemul de colet reutilizabil. Asta înseamnă că poți să alegi pe site-ul nostru să primești produsul printr-o anumită firmă de curierat. Și ideea e că trebuie să fie acasă, pentru că produsul vine într-un săculeț impermeabil, curierul îl deschide în fața ta, îți dă conținutul coletului și ia săculețul respectiv înapoi, săculeț care mai poate fi reutilizat de cam 100 de ori. Deci am încercat să mergem în direcția asta de livrare sustenabilă dincolo de produsele noastre, care prin durabilitate bifează zona de sustenabilitate. Și oamenii ce au zis de lucrul ăsta? Cum li s-a părut? Chiar am avut un feedback foarte bun, pentru că le-am povestit ce se întâmplă și să știi că ușor, ușor lumea începe să adopte acest sistem, pentru că este și practică. Pe de altă parte, nu vrei să te trezești cu 10 cutii de carton pe care nu știi pe unde să le mai pui, sau până ajungi să le reciclezi e mai greu și tot sunt pe undeva pe balcon puse bine. Da, pentru mai târziu. Pentru mai târziu. Da, și atunci sistemul ăsta este foarte ușor și foarte practic. Dincolo de zona de, protejăm natura și nu mai folosim atâta lemn, că da, folosim carton reciclabil în cutiile noastre, dar tot procesul nu este 100% sustenabil. Foarte tare. Pentru mine personal este prima dată când aud de experiența asta. Chiar o să mă mai interesez dacă alte branduri mai folosesc lucrul ăsta pe lângă voi. Da, sunt ceva branduri care au început să folosească. Sunt branduri, unele, cred că Cărturești folosește, mai sunt Hip, cred. Sunt, de obicei, cred că sunt și business-uri din astea mici de nișă, care sunt, în general, early adapter, că reușești mai repede să schimbi sistemul, dar cred că au și ceva în portofoliu firme mai mari. Foarte tare. Oricum, îl recomand și la alte branduri. Da. De acum încolo, pe cine mai aud, da, că mai, da, mai, da, face, da, lucruri, da, de genul, da, și mai lucrează cu clienți, da, o să-l promovez și mai departe. Super. Ce proiecte viitoare mai are Cotton Therapy? Cotton Therapy vrea să facă mare pe TikTok. Să fie o adolescentă sau un adolescent. Așa mai rebelă. Mai, da. Să fie acolo. Și un proiect foarte aproape de lansare este în zona de pampering, cum îi zicem noi, adică vrem să facem niște halate din material de prosop, din bac prosop, prosoape, chestii de demachiat, adică să ai și zona aia de casă, dar care nu implică dormitul, ci implică zona de self-care. Okay. Da, da. Și astea așa cam când o să apară? Sau sunt doar la nivelul de idee acum? Sunt la nivelul de designul este gata, trebuie doar să le lucrăm și eu sper să reușim cât mai repede, adică dacă probabil undeva pe 1 decembrie o să dăm drumul, pentru că vrem să prindem perioada sărbătorilor în care poți să faci cadouri, că un kit din ăsta de self-care e un cadou potrivit. Plus că după aia vine luna femei, un spoiler pentru oameni, știi, le dau niște idei. Da, exact. Să comande din ianuarie, exact, care vrea să facă o precomandă, dacă da, e da, ceva. Da, da, da. Foarte tare. Da. Bun, păi hai să vedem unde vă găsim pe voi. Pe social media, pe TikTok am înțeles. Pe social media suntem peste tot. Suntem în proporție foarte mare. De fapt, suntem, 90% din timp suntem pe Instagram. Acolo suntem prezenți tot timpul.
avem și zona de Facebook pe care o reconstruim, pentru că la un moment dat, datorită unui bug, a trebuit să ștergem contul de Facebook și să-l reactivăm. Da. Am trecut și prin această situație, da. Și pe TikTok, unde suntem mici, dar ideea e să ne facem ceva mai mari și mai cunoscuți în zona de TikTok. Dar învățăm încă, nu este o zonă pe care o știm foarte bine, e de învățare. Da, ca toată lumea, de altfel. Și pe lângă asta, pe site-ul vostru. Și pe site-ul nostru, da. Unde lumea poate să comande și intră în legătură directă cu voi după. Da, da. Site-ul este, na, magazin online, este foarte ușor de urmărit. Ne place site-ul nostru. L-am schimbat la începutul anului trecut și e exact cum ne-am dorit cum să fie. Cum v-ați imaginat. Da, da. Ne îndreptăm acum către final și așa cum am zis la început că tu ai fost cea care a răspuns la întrebarea din podcastul trecut, mi-ar plăcea foarte mult să ne lași o întrebare pentru invitatul care va veni în podcastul viitor. Da, să știi că m-am gândit, nu știu, pe toată discuția mi-a apărut ideea, știi, și întrebarea. Uh-huh. Și așa că pot să o spun foarte repede. Întrebarea ar fi, cum reîncepi un business? Cum o iei de la capăt? Scurt și la obiect. Baftă următorul invitat. Foarte tare. Da. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine, Aura. A fost o plăcere. Și mi-a plăcut foarte tare. Mulțumesc că m-ați invitat. Și abia aștept să-mi comand și eu lucruri de la Cotton Therapy, să simt brandul pe propria piele. Da, te așteptăm cu drag. Și o aștept să discutăm despre TikTok și... Da, exact. Da. Că și acolo e o discuție și mai lungă. Putem să facem un podcast că doar despre TikTok, așa să fie o mică anexă, știi cum la contracte. Da. Da, și cred că un domeniu de foarte mare interes pentru mulți antreprenori în perioada aceasta. Exact. Da. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Mult spor să vedem Cotton Therapy cât de sus posibil. La fel și vouă. Mulțumesc. Gata.